dar ea era curioasă să afle cum se prezintă situația relațională dintre Bia și Robert. Ți le putea imagina pe Robert la un date în afară pentru prima dată să vă cunoașteți? Tu crezi că ai mai fi simțit același lucru pentru Robert dacă nu erau toate circumstanțele da. De aici? Da, sunt convins. De ce? Pentru că văd în Robert tot ceea ce pot dori de la un bărbat. Ok, dar adu-ți aminte prima dată când ai intrat aici, nici măcar nu au pus ochii pe tine. Eu zic că pe voi v-au unit foarte mult circumstanțele de aici și pentru că vă vedeați zilnic. Eu zic că dacă v-ați fi întâlnit în afară, prima impresia lui clar a fost că scârți și că nu ești bună. Da. Și s-ar fi terminat date-ul. Și cred. Automat eu cred că n-ați mai fi avut cum să interacționați la fel cum ați interacționat aici. Asta zic că circumstanțele de aici v-au unit foarte mult. Dar în afara casei, dacă am fi fost, sunt sigură că ar fi fost un date foarte reușit pentru faptul că eu cu Robert întotdeauna ați rezonat bine pe comunicare. Am rezonat foarte bine pe comunicare și ne-am făcut unul altul să râdem și am găsit subiecte comune de discuții. Eu, în Robert, când mă uit la el, mă văd ca într-o oglindă. Crezi că s-ar fi simțit asta din prima la primul date în afară? Eu să încep să nu fiu un pic realist, să fiu rațională pe primul date da, în afară. Stai puțin, că nu zic că după primul date aș fi fost îndrăgostită de Robert. N-aș fi fost îndrăgostită de Robert, că mă îndrăgostesc greu de un om. Păi adică nu, greu convinsă. Ție îți plăcea de el, clar, din prima, pentru că tu ai pus ochii pe el dinainte să vii aici. Sunt sigur că am fi avut și alte date-uri în afară acasă. Dar el, pe tine, când te-a văzut prima dată, a zis că nu. Sunt foarte puțin bărbați pe care eu i-am întâlnit ca Robert și este, în ghilimele, o tipologie de care eu sunt atrasă ca el ca un prieten, numai cel mai bun care este bărbat, seamănă foarte mult cu Robert și eu vorbesc cu el de 6 ani, 7 ani de zile și nu ne-am certat odată și ne înțelegem foarte bine. Nu știu să zic, văd în Robert multe lucruri care m-au atras și în trecut. După a doua săptămână când i-am zis clar că nu mai vreau să-l cunosc, eu chiar aș fi fost în țară să vătesc către eliminare pentru că eu pe Robert a doua săptămână nu vedeam capabil de o relație. Se vedeam efectiv genul ăla de tip care se joacă cu fetele, nu bine merge odată, bine nu merge, nu... Dar asta e de-a contextul, de aici ne-a forțat cumva să ne descoperim unul pe altul. M-a făcut să descoper la Robert e faptul ăsta că are răbdare să asculte, dar eu nu știu, cred că e primul bărbat în viața mea care, și nu neapărat bărbat, prima persoană din viața mea care chiar are răbdarea aia să mă asculte. Și știi cât de mult vorbesc. Care e nevoie de cineva să stea să te asculte de da. Și nu neapărat să mă asculte, cât... Să te suporte. Și știi care e chestia? Și el vorbește la fel de mult. Adică dacă lași pe Robert să vorbească, vorbește la fel de mult. Nici pe mine mă obosiți amândoi. Tocmai ne obosim unul pe altul, dar... Și ideea e că și în momentul în care simt că nu mai are răbdare, sau eu că nu mai am răbdat să ascultăm, cumva ne înțelegem singur și ne taichinăm. Ai obosit și tu, ai obosit, da, ne taichinăm, ne lăsăm deoparte și apoi reluăm. Să zicem, mai vorbești mult? Da, nu știu, mi oferă... Sunteți la fel, Bia. Da, cumva mă sper să zic chestia asta, că mi oferă siguranța aia maximă, dar chiar omul ăsta mi oferă siguranța aia maximă. Mă gândesc la mine și la el și nu mă gândesc la un lucru care nu ar putea să meargă. Comunicați foarte mult, comunicare e cheia succesului. Chiar nu am nici îndoiel în privința lui și în momentul în care stau cu el și crede-mă, ceea ce m-a speriat pe mine foarte mult într-o relație și asta am avut și problema în relația trecută, mi-era frică de plictic că o să mă plictisesc. De monotonie? Nu de monotonie, că o să mă plictisesc de el și că o să se plictisească el de mine și că o să ne plictisim. Păi după ce aia se întâmplă când dați monotonie? E prima dată în viața mea în care nu mi-e frică că o să ne plictisim și pentru mine păi asta... Păi la cât vorbiți, cred și eu că nu vă plictisiți. Simt că stau cu el prea mult decât mi-aș dori eu să stau cu un om, să fie sănătos din punctul meu de vedere, să stai cu un om lângă tine. Tu când ai venit aici, ai venit sigur că o să ajungi să ai ceva cu Robert, sincer. Nu. Nu, pentru că... Dar ce credeai, că n-ai șanse la el? N-are nicio treabă, că nu-l voiam pe Robert. Păi cum? Bine, ai venit pentru cineva la început, în prima zi te-am întrebat, ai pus ochii pe cineva? Ți-am zis. Ai, poate, da. Poate. Nu, am zis întotdeauna. Și aceea a, Daniel, am înțeles, gata. Îmi plăcea personalitatea lui Daniel foarte mult, deși aveam puține dubii, nu, pe două, trei zile îmi schimbase, îmi părea puțin despre personalitatea lui Daniel, că aveam niște dubii acolo. Și îmi plăcea Robert la fizionomie, am zis întotdeauna. Și nu aveam, dar nu am venit. Da, tu ne-ai știut că Daniel e în cuplu. Nu era în cuplu. Eu m-am scris la casă în luni. Era într-o cunoaștere luni. Cu Ana. În momentul în care am intrat pe emisiune, atunci s-a declarat Daniel și cu Ana într-o cunoaștere. Într-un cuplu, că s-au sărutat la party. Da. Nu, ceva în genul ăsta. Dar oricum, atunci, și în momentul în care am intrat în casă, eu cumva nu mai eram atrasă de el de Daniel. Nu știu ce făcuse, știu cum... alte chestii, gen nu intru în detalii, dar nu mai îmi plăceau anumite chestii la Daniel și în momentul ăla am zis că nu intru pentru nimeni în casă. Apoi a fost chestia la caprici în prima zi că o întrebat doamna Gabriela pe toți care cum îi place și Robert prima dată și-o recunoscut și la asta când o zis, o zis ceva de genul că am fost singura la care nu a zis
da, o să vedem sau o să ne cunoaștem, da, o să cunosc pe Bia, gen. Și de-aia e că Robert mi-a plăcut mai mult în realitate decât mi-a plăcea la TV. În partea cealaltă a fost invers. Și nu, dar nu, nu m-aș fi gândit că o să ajung cu el vreodată. Capricile iubirii. Pe principiu, unde dai și unde... Crapă. Crapă. Cam așa a fost și la, și la voi. Nu, nu te-ai gândit că vii în casa Mireasa pentru, pentru Robert? Nu eram 100% convins. Îmi plăcea fizionomia lui, nu-mi plăceau discuțiile care se prezentaseră până la momentul ăla. Ei, a fost și discuția aia... Mă rog, care... Ai uitat-o, nu? De la început, da. 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 În schimb, Daniel, ți-a plăcut mai mult la televizor și mai puțin atunci când l-ai văzut? Bine, se și declara într-un cuplu la momentul la care tu ai intrat în casa Mireasa, era preocupat de alte... Da, cumva în momentul în care l-am cunoscut pe Daniel față în față, am realizat că nu m-aș vedea cu el. Că nu ți se potrivește ție. Da, exact, dar am un proiect extraordinar de bun despre Daniel în continuare și în continuare este... bărbatul cel mai asumat și cel mai matur din punctul meu de vedere în această emisiune. Se am poate întâmpla să ieși cu un bărbat la... decât Robert? Sunt total două firi separate. Nu, nu separate pot. Sunt, da. Diferite. 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 Au fiecare maturitatea lui în contexte diferite. Dar ai spus cel mai... Pe plan de carieră, de ce a ajuns să facă până la vârsta asta, de cum gândește, de cum gestionează emoțiile. Da. Dar asta nu este un lucru rău sau să-l pun pe Robert într-o minute negativă, pentru că și Robert este un bărbat matur și asumat. Plus că Robert este cu 2 ani mai mic decât mine, deci are tot timpul din lume să facă... Vai, deci este... ești atâta de bătrân, deci păi nu, eu nu înțeleg ce... În 2 ani am făcut multe schimbări în viața mea și Robert e un băiat mult mai inteligent decât mine. Eu acum 2 ani eram mult sub Robert. Hei, mami, mă serios. Eu, adică, eu am văzut în Robert foarte multe calități și ei doi chiar se potrivesc. Iar doamna Nina, cum v-am spus și astăzi în bucătărie, doamna Nina și Bia seamănă extraordinar de mult. Sunt două picături de apă, sleite. La ce te referi? La caracter sau la imagine? Au inteligență, din punct de vedere educațional, la fel, exact la fel și modul în care se exprimă și modul în care știu să jongleze cu cuvintele. Sunt foarte asemănătoare. Și crezi că de-aia au și avut clinciurile alea de la început? Nu știu, dar cred că dat fiind și contextul că suntem într-o emisiune sau format lucrurile de așa natură, dar sunt sigur că se vor înțelege foarte, foarte bine. Sunt sigur de asta. Doamne ajută, așa. Au inteligența necesară că să lase unul de la celălalt și să fie ok. Deja, slavă Domnului, e bine, e bine în casă. Ies la cafele, na, vedeți cum e. Bine, ies la cafele, eu nu i-aș mai dori lui Bogdan să mai iasă vreodată la cafe. Da, ați văzut că nu l-am întrebat ce a fost în mintea lui și ce a gândit el atunci ascultându-vă pe voi. Paula. Mi-a luat și el o gură de cafea sau ce avea el săracul acolo și era spășit și... În curând. O să rămână fără țigări și sigur o să spună părerea. Eu aș vrea să o întreb pe Daria. Daria, tu crezi, sau cel puțin așa am înțeles din material, că dacă ar fi fost afară, Bianca n-ar fi avut nicio șansă cu Robert? Eu nu vreau să sună chiar așa, că nu ar fi avut vreo șansă. Pur și simplu am tință, cred că dacă se întâlneau în afară, nu mai există al doilea date. Dar cum am zis că circumstanțele de aici i-au unit și Bia e foarte recunoscătoare pentru ce are acum și Robert la fel. Se vede, e chimie între ei și eu sunt foarte fericită să-i văd împreună. Pentru că aici e contextul potrivit în care oamenii au timp să se cunoască. Exact. Acasă există și rețelele sociale în care ai sute de mii de opțiuni, nu una, nu două, nu trei, nu zece. Ca sute să nu mai spun de faptul că e mai ușor să fii superficial decât să vezi esența lucrurilor și dacă nu ți-e la îndemână să pică pară mălăiață, mai stai sau acum că nu Tinder, e... sau pe Bumble sau... Așa, da, exact. Faci. Nu mai stă nimeni să scrie poezii și să ți recite sub balcon și să... Să stai pe terasă fără să ai un televizor, un telefon lângă tine care să-ți distragă atenția de la
comunicare, în primul rând. Da. Și de la deschidere. Că uneori chiar device-urile astea blochează comunicarea adevărată. Comunicarea adevărată. Ție, Robert, cum ți s-a părut discuția fetelor? Mi se pare, dar i-a adus un punct de vedere normal în discuție, adică și eu m-am gândit la aspectul ăsta la un moment dat și la urma urmei nu putem să știm niciodată pentru că sunt două contexte total diferite. Adică da, cum... dar la cum te cunoști pe tine? Ai fi invitat pe Bia la un soc? De exemplu, o vedeai pe o rețea socială? Nu știu, deci chiar nu pot să răspund la asta. Posibil. Deci chiar depinde. Sunt două contexte total diferite, chiar nu pot să, să mă afirm în chestia asta. Sunt foarte multe... Îmi amintesc că s-a discutat despre o aplicație Tinder, și chiar ați discutat dacă v-ați fi meciuit. Ea n-ar fi făcut meci cu mine că aveam poze fără tricou. Așa, așa. Da, exact. Bravo. Hai că ai punctat bine. Dar am înțeles că ați primit vești de acasă și ce părere au, nu știu, sora ta, tatăl tău? Sora mea are o părere extrem de bună despre ce se întâmplă. Față de mine și față de Bia și i-a trimis și o scrisoare la Bia în care poate să spună ea dacă a avut o părere bună sau nu. Da, sora lui Robert are o părere foarte bună despre mine și a zis că ne încurajează și ne susține atât ea cât și tatăl lui Robert și ne-a încurajat în continuare să încercăm cumva să ne apropiem de doamna Nina și mai mult pentru că a zis că eu mă asemăn foarte mult cu fiica dumnei, cu Bia. Așa e? Da. Stați așa cu privirea pierdută ca și, nu știu, chiar mă gândeam la ce vă gândiți când Bia spune toate lucrurile astea. Nu, nimic, ascult. Vă așteptați ca familia noastră să o placă atât de mult pe Bia? Da, știam asta, da, i-am zis de la început asta. Știați că Bia este prototipul familiei, nu, ca să zic așa? Nu, 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 sub aspectul ăsta n-am gândit atât de profund, n-am stabilit un prototip, dar știam că sunt oameni buni, adică dacă Robert e îndrăgostit, e fericit, nimeni nu se opune cu nimic. Cazul simplu, banal, clasic. Sunt două situații diferite, una e să nu se opună și alta să-și placă. Și adică poți să accepti și poți să... Da, bineînțeles că le și place, dar, Doamne, dar și tinere de aceeași vârstă, bineînțeles, nici nu m-am gândit altfel, se subînțelege. Sigur că se vor înțelege. Și părinții tăi? Ce au zis? Părinții mei îl plac foarte mult pe Robert, mi-au zis asta de la bun început, ne susțin, n-au zis niciodată nimic negativ. Dar mai sunt supărați pe doamna Nina? Mami, din contra, mi-a zis că ar trebui eu să fiu mai... Tolerantă? Tolerantă, da, și mi-a atras atenția că am găsit în anumite privințe.